Acesta este filmul documentar care a primit premiul la Festivalul de la Pitești. Pelicula prezintă activitatea unor copii din localitatea Corbi din Argeș, care păstrează vie tradiția realizării fluierelor și folosirea acestora. La fel, o mână de copii dintr-un sat din sudul țării a câștigat marele premiu al Festivalului de Film Youth Cinefest 2017. Grupul Dorulețul de Câmpie al Căminului Cultural Hârsești a câștigat marele premiu pentru filmul Biată Cruce Părăsită. Haideți pe scenă! Pentru că a surprins acolo în biserică niște momente extraordinare cu copii, inclusiv cu acest copil pe care îl vedeți aici lângă mine, care își tot așeza o coroniță de laur pe cap. Așa e, nu? Da. O sana dintr-o înălțime, că Hristos Dumnezeu vine, o minune. Cei pe care îi vedeți au vârste cuprinse între 5 și 12 ani și sunt pregătiți de cântăreața Ioana Modan Cornea. Ei duc mai departe o tradiție reînviată la Hârsești, acum câțiva ani, de colegilor mai mari, care, în ziua de Crăciun și la alte sărbători mari de peste an, mergeau la biserica din sat și cântau pricesne. În primul rând vreau să vă felicit pe toți pentru că am văzut filmele care să știu că se fac greu și cu mult efort și vreau să-i felicit și pe cei foarte mici. Premiul pentru cel mai bun film de ficțiune se acordă unui film cu un discurs cinematografic coerent și foarte, foarte bine condus și cu un scenariu foarte ancorat în realitate, filmului Poteci Urbane, realizat de Iulian Stanciu și Laurențiu Grigor. Premiul pentru cel mai bun film documentar se acordă elevei Lorena Adriana Dobrică pentru realizarea filmului Mugur de Fluier, parte de România. Festivalul a fost organizat de Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii Pitești.